În urma unui sondaj amănunțit realizat în cadrul emisiunii Teo Show, de la distanță s-a decis că cel mai frumos bărbat din redacție este Alexandru Dobreanu. Lucru pentru care i-am pus o mască pe față și l-am trimis la muncă pentru a fi pedepsit pentru aceasta. Alexandru, nu te vedem, dar ne bucură acest lucru. Unde ești? Bine v-am găsit. Bună, Teo, te salut, Bursucu. Să știi că mă flatez, masaj Teo. Jos. Și Bursucu, eu cu Bursucu suntem pe aceeași linie atunci când vorbim despre da, asemănați, lei, turnați. Da? Zici că totul sunteți, ia uite. De acolo. Așa. M-am gândit să vizitez o familie foarte frumoasă, să-i vizitez pe cei mai frumoși și epăriți, cei mai fericiți, dar și cei mai frumoși copii, pentru că vorbim de gemeni. Bine v-am găsit, Ilan și Alina Laufer. Bine v-am găsit! Dar vrem să vi prezentăm și pe Nathaniel și pe Davina. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, vă mulțumim frumos, ne bucurăm foarte mult că sunteți cu noi. Ne bucurăm foarte mult că este un moment atât de frumos, fiindcă dacă Teo ține minte, chiar la Teo în emisiune am anunțat că vom avea gemeni și am spus că se vor naște sănătoși. Și că vor veni, că i-am anunțat, că toată lumea, dar de ce ai zis că e nu știu ce. Am zis de data asta, zic, ca să se și întâmple și așa și fost și sunt foarte, foarte fericit. Nu fac altceva decât să muncesc și să o ajut pe Alina cu copiii. Mă bucur că sunteți pentru prima oară alături de noi și o să o las pe Alina să vorbească, că de obicei nu o las. Și noi ne bucurăm. Subscriu, într-adevăr, suntem niște părinți fericiți. Să fim alături de voi, dar vreau să-i vedem, să-i arătăm pe acești copii foarte frumoși și telespectatorilor noștri. Dar nu foarte mult. Nu foarte mult, foarte puțin așa, pentru că este soare. Nathaniel, da. Au peste 3 kg fiecare. Doamne, ce frumos! Au peste 3 kg. Să vă trăiască sănătoși și fericiți, sunt superbi! Gata. Mulțumim, mulțumim din suflet. Sunt niște minunați. Bine, știi că noi avem gemeni, dar ei nu seamănă deloc unul cu celălalt, nici ca aspect, nici ca personalitate. Tata Alinei că nu-i deosebește, ceea ce e ok totuși. Da, deci, e singurul care nu-i deosebește. Da, nu știe exact care e cine este, dar o să-i învețe. Da, dar ea este Davinuța, care seamănă foarte mult cu mine. Da. Și el este Nathaniel, care seamănă mai mult cu Alina și cu tata Alinei, așa credem noi. Dar și cu mine seamănă foarte mult. Cu siguranță, cu siguranță. Așa? Spuneți, eu nu mă aud oricum. Eu nu mănă cu amândoi, sunt foarte frumoși. Cum te descurci, Ilan, cu ei? Te bagi și tu acolo să-i schimbi, să mai stai cu ei, să le cânti. Uite, trebuie să o întreb pe Alina întrebarea. Alina, te rog. Asta pe mine să mă întreb, că eu nu pot să se laude singur, nu? Spune tu, te rog. Să știi că m-a surprins foarte mult de când i-am adus acasă, e hands-on, mă ajută foarte mult. E omul meu de bază. Practic, ăștia mi stau eu, exact cum a zis Ilan, nu știu, 80% din timp, dar și cei 20% când se ocupă el, mă deconectez total. Ne-ați arătat camera lor, am văzut, era o cameră foarte frumoasă. Cum ei dorm singuri în cameră și voi... Da. Sau dormiți împreună? Nu, ei dorm singurei și avem camere de supraveghere și un monitor pe care îl luăm peste tot cu noi în casă. Și îi auzim de fiecare dată când cârâie prea rău. Nu știu, nu cred că aș putea să dorm non-stop cu ei, pentru că m-am obișnuit și eu cu patul meu și mă odihnesc mult mai bine. Eu intervin la niște acțiuni foarte concrete. La fiecare seară, în jur de ora 8-8 și jumătate, da, le facem băiță. Și atunci tati pregătește, pune apa, fiindcă nu le facem în cadere, le facem de aceea normal, specială de bebeluși. Normal. Umple găleata cu apa, potrivește-o la temperatură, toarnă găleata, iai, schimbă, îi scoate-le haine, scoate scutece. Dacă suntem constipați la burtică, avem acea pârțâitoare care ne ajută. Nu știu dacă știu. Dacă nu știți, vă zic eu tuturor părinților, luați pârțâitoare, că vă scapă și pe voi și pe copii de foarte multe neplăceri. După care îi spălăm împreună, eu mă ocup să-i spăl, să-i usuc, să le scot mucii din nas. Practic face 80% din treabă. Eu deci, doar le pregătesc biberonul. Treaba de seară o fac eu, fiindcă așa mi se pare normal și în timpul zilei eu mă ajut pe Alina, dar în principal în weekend. Adică îi mai mă trezesc și noaptea, dar tot așa în weekend.
Și în rest pot să spun că weekendul ăsta am făcut și o tură de gardă. Am stat toată noaptea cu ei. A fost prima mea noapte dormită integral. Deci am stat toată noaptea cu ei, cred că a fost sâmbătă spre duminică, dacă nu greșesc, duminică spre luni. Da. Și m-am culcat cu ei, m-am trezit și la prima tură de la 1:30-2 și la tura de la 5 și am lăsat-o pe Alina să doarmă, care a zis, vai, n-o să pot să dorm de grija lor, am tăiat lemne pe ea noaptea, nu se mișca. Dar sunteți genul acela de părinți stresați? Adică... Suntem foarte super, relaxați. Super relaxați. Da. Adică mie așa mi se pare, nu crezi? Da, păi... Nu, nici nu-i fofolesc prea mult, acum mai ales că s-au născut cu o notă destul de mică la naștere, aș putea să spun, și am avut emoții foarte mari și doctorița îmi tot spunea, domnul Laufer, o să fie bine, dar nu pot să vă promit, îți dai seama, când îmi spunea asta, eu nu mai dormeam nopțile. Și am avut niște probleme și la ochișor, și la plămâni, și la creieraj, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile noastre și acum tot... Acum avem controle, tot timpul mergem la rezolvat, situația s-a îndreptat, am avut foarte, foarte mari emoții. Deci acum începem și noi să ne bucurăm de faptul că sunt sănătoși, că sunt bine, deci nici nu contează că plâng, uite, acum sunt cumiți. Asta contează, că totul este bine. Cine e mai cuminte, Nataniel sau Davina? Ați fi spus că la început era clar că Davinuța e mai cuminte, dar acum strânge și Davinuța. Adică, dar sunt cuminți amândoi, n-am nimic ce să le reproșez. Nu, n-am avut nicio clipă, nicio noapte episoade din acelea de plâns de ore întregi. Nu, n-am avut fiindcă deloc. Știm ce să facem, știm cum să suntem le eliberăm. Suntem pregătiți, antrenați. Da, știm să le scoatem gazele și pe gură și pe partea... cealaltă unde asta se curțitoarea. Asta sunt niște mici bombe. Dar Davina mănâncă, e mai mâncăcioasă, mănâncă mai mult. Davina e mai mâncăcioasă. E puțin mai mare, a fost mai mare de la naștere și acum ecartul crește în loc să scadă, dar o ține mai, că să-i dă mai puțin de mâncare ca să recupereze el. Are așa, genul ăsta de... Nu e adevărat! Că o ține mâncată, dar nu e adevărat. Dar ce face Cari în ecuația asta? Niște bebeluși hrăniți cu lăpticul meu. Care e? Carina este și ea babysitter. Așa. Când, e babysitter când în Dubai. În Dubai. E plecată în Dubai. E plecată de acasă cu tatăl ei, dar când îi solicit ajutorul, să știi că stă cu ei, mai îmi dă, să spunem, jumătate de oră, o oră liberă să mă spăl pe cap, să-mi fac o baie în cadă, ceea ce este un lux zilele acestea. Nu e frică să ia în brațe, îi păcălește cu Suzeta de fiecare dată când mă duc și stă ea cu ei, îi văd cu Suzeta în gură, că le bagă Suzeții ca să fie cu minți. Iar bunicii sunt în extaz. De bunici nici nu mai putem să discutăm. Dar adevărat că cu asemenea nepoței nici n-ai cum să fie altfel. Și cred că după o lungă perioadă de așteptare, că n-a fost doar pentru noi așteptarea, pentru noi a fost cea mai grea, că suntem soție, dar... A fost o așteptare și în familia Crăciun și în familia Laufer, la fel de mare. Și cred că le-am prelungit puțin viața părinților noștri. Da, așa a declarat. Așa ne-a declarat și sper să le aducă foarte multe bucurii. Adică avem de gând să se bucure și de bunicilor. Normal. Trăgând o linie, cum s-a schimbat viața voastră de când au apărut copiii în viața voastră? Cu tot. Acum nu mai pot să fug de acasă, nu mai pot să plec. Adică gata, s-a terminat. Muncesc mai mult, mă gândesc numai la... Nu mai stăm. Deci nu avem niciun moment de stat. Cât mă costă în fiecare lună și el și ea și toată lumea. Deci nu am decât să fac să prelungez ziua, să muncesc cât de mult se poate. Sunt sigur că se întâmplă tuturor oamenilor care cât de cât, să spunem, țin la conceptul nostru de familie, de credință și așa mai departe. Și se schimbă viața într-un fel în care nu poți să te gândești până în momentul ăla. E... cum ar fi o extensie a ta ca și persoană, de care e de fapt ești tu, dar nu ești tu, dar depinde 100% de tine. Nu știu cum să spun, să fac o comparație. Știi că acum, astăzi, cu noile tehnologii și medicină și asta, poate nu în România, dar în alte țări, sigur, de exemplu, dacă stai o mână și te duci în timp util la spital, ți-o pune înapoi, știi? Cam asta e senzația. Ai o mână a ta și trebuie să ai grijă de ea non-stop, știi? Să-ți o pună înapoi. Cam așa este situația. Avem tot timpul câte ceva de făcut. Tot timpul avem ceva de făcut la ei și când vine vorba de sănătatea lor, simți de parcă ar fi sănătatea ta. De exemplu, când am avut emoțiile astea, săptămânile astea cu problemuțele pe care le-au avut la ochi, simțeam că sunt dispus să-mi dau ochii mei doar ca să vadă ei.
Da. Și acum suntem bine. Toată perioada de stat în spital, ai stat ceva timp, nu a fost foarte puțin, dar important e că totul este bine. Eu sunt pozitivă întotdeauna și uite ce bine mi-a folosit. Că vă văd fericiți, vă mulțumesc mult de tot pentru că ne-ați prezentat. Ne bucurăm că totul este în regulă și sperăm să ne vedem peste ceva timp, atunci când ei vor mai crește, și să ne mai spuneți noutăți din viața voastră. Mulțumim frumos! Teo, te pupăm! Bursucule, te pup! Vă pup pe toți! Și sper să ne vedem curând. Salut, vă pupăm și noi. Mulțumim mult de tot pentru imagini. Important e că sunt sănătoși, pentru că am avut emoții cu toții. Da, trebuie să recunoaștem. Am încercat să fim cât am putut noi lângă Alina, dar uite că totul s-a terminat cu bine.